asta ce vezi tu afară de iarbă. Gonna stay in this moment, gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely, I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. Yeah. Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul meu, bine v-am regăsit, mă bucur din tot sufletul să îmi reiau aici activitatea pe YouTube. Am făcut pauză câteva zile bune, n-am mai filmat de vreo 2 săptămâni de zile, am tot avut așa tentative, dar n-am dus nimic la bun sfârșit. Ultimul vlog pe care l-am filmat, l-am și postat, este acela cu produsele terminate și mi-aduc bine aminte, vă ziceam atunci, că în paralel încerc să filmez și un daily. Daily pe care nu l-am mai dus la bun sfârșit. Cred că o să pun în clipul acesta imaginile filmate în ziua respectivă. Asta se întâmpla într-o joi, era cred că 28 sau 29 februarie. Și de atunci am mai filmat pe 5. Tot așa foarte puțin câteva cadre când am venit aici în România. Astăzi este miercuri, 13 martie, e aproape de ora 14, copilul și deja dorm acolo, sper să nu-i trezesc.
Și haideți să vă pun la curent cu ce s-a mai întâmplat. Vă ziceam atunci joi că vreau să filmez și un daily, am așa pe plus. Numai că joi noaptea sofiuța a început să-mi fac febră și apoi să îmi vomite. Vineri de dimineață a fost bine, am sunat la pediatru, n-aș vrut să intru cu ea bolnavă în weekend, dar vinerea la noi la pediatru este program scurt și n-am reușit să mergem la medic. A fost totul bine, cred că până pe la ora 17-18, cam așa. Apoi dintr-o dată mi-a făcut temperatură foarte mare, 39,9. I-am dat antitermic, i-am făcut împachetări împreună cu soțul și cred că în 20-30 de minute a scăzut la 38,5 și apoi în 5 minute s-a încălzit foarte tare, o aveam în brațe și am simțit-o că arde din nou și când i-am luat iarăși temperatura, avea iar 39,9. Ne-am speriat, ne-am îmbrăcat repede și am pornit spre urgențe cu ea, unde a fost testată și am descoperit că a luat un virus de la grădiniță și are gripă de tipul A. Cea mai grea dintre toate. N-am primit un tratament, antibiotic nu se dă la gripă, ne-a zis doar să alternăm nurofen cu paracetamol și preț de 10 zile să ne înarmăm cu răbdare pentru că vom tot avea zile cu febră din asta mare și că cel mai probabil vom lua și noi de la sofiuța. Asta se întâmpla vineri noaptea, sâmbătă, pe la părâns cam așa, dintr-o dată a început și doar să plângă, când am pus mâna pe el ardea și el foarte tare, apoi sâmbătă noaptea am început eu cu soțul și am avut niște zile groaznice, efectiv groaznice, cu febră în fiecare zi, febră din asta mare, nas înfundat, mucișori, noi dureri de oase, frisoane, a fost greu. Acum, din fericire, o să zic că am scăpat, am rămas cu o tuse și copilași, dar la ei e ceva mai bine, ei primesc și sirop și de vinerea trecută, ba nu, de fapt sofiuța a mai făcut și sâmbătă febră, dar de vineri pot să zic că suntem ceva mai bine, adică am și reușit să dormim noaptea bine de tot. Sofie a făcut doar sâmbătă febră și de atunci nu mai avem, mai avem tuse și mucișori, dar slavă Domnului că am scăpat de gripa asta care a fost groaznică. Cei care ne urmăriți știți că de-a lungul timpului sofiuța a tot adus nebunii din astea de la grădiniță, dar nimic atât de greu de dus pe picioare, m-am îmbolnăvit de fiecare dată când s-a îmbolnăvit ea, dar niciodată n-a fost ca gripa asta, soțul nu lua mai că deloc de la Sofie când aducea ceva de la grădiniță, dar acum l-a doborât și pe el și mi-a doborât rău de tot. Am ajuns aici în România marți, pe 5 martie, cu ei, cu febră pe avion. A fost cât de cât binișor, au dus-o și ei pe piciorușe cu norofenul și paracetamolul la noi. Și am ajuns într-un final în România. N-am făcut cine știe ce casă am să vă filmez, am fost doar într-o singură zi în oraș când mi-am luat albumul de la nuntă, pe care o să vi-l arăt și vouă într-o zi, promit că vi-l arăt, e absolut superb. Și apoi am avut două zile cu soare și acum plouă. Voiam să mergem astăzi din oraș, dar nu cred că mai mergem, posibil să mergem undeva pe la sfârșit de weekend, însă am zis să încep vlogul ăsta, să vorbesc cu voi, să vă pun la curent cu ce s-a întâmplat și apoi văd pe parcurs ce mai filmez. N-am postat, din păcate, nici luni ceva, nu o să postez nici astăzi, miercuri, și nu știu dacă o să postez vineri ceva. Cred că o să vă anunț și o să-mi iau liber săptămâna asta, pentru că n-am material și o să reîncep să postez de luni. Nu mă gândeam absolut deloc că ne vom îmbolnăvi în halul ăsta, ba chiar aveam planuri ca în ultimele noastre zile înainte de a veni aici să mergem în locuri frumoase, să-i plimbăm pe cei mici, dar s-a întâmplat neprevăzutul și n-am mai putut face absolut nimic. Zilele alea nici n-am gătit, am stat efectiv toți
patru ca niște legume pe canapea și am zăcut zi și noapte. Mă tot uit acolo să nu-i trezesc pe cei mici, pentru că nu i-am pus de foarte mult timp la somn. Mi-am luat aici un pahar de cola, am terminat de băut cafeaua, iar acum cât cei mici dorm, eu am în plan să răspund la câteva mail-uri. Voi avea vreo două colaborări luna aceasta și n-am reușit să răspund până în momentul de față. Nici n-am filmat zilele astea, după cum am zis, n-am pus mâna pe telefon decât așa, să mă uit un pic câte ceasul și să vorbesc cu soțul. În rest, n-am făcut nimic și am tot amânat și trebuie neapărat să răspund la mail-urile acelea. Vreau să fac o postare, să vă zic și vouă, de lipsa noastră, dar detalii aflați în clipul ăsta, cu ce s-a întâmplat și să vă mai răspund la comentarii, că n-am făcut nici treaba asta. Mi-au durut și ochii foarte tare, nu suportam lumina, deci a fost greu, greu de tot. Doamne ferește de așa ceva, nu doresc la absolut nimeni și sper să nu mai fi nevoie să mai trecem printr-o gripă din asta, că tare nenorocită a fost. Cam atât, dragilor, noi ne vedem astăzi, mâine, însă pentru voi va fi în câteva secunde. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said you love for me something brand new. You said this hey, is something we'll never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Wow, that you don't understand. Need you here to say you're sorry. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. Va trebui să vorbesc un pic, am șoptit, am pus copila și la somn și m-am gândit dacă tot n-am ce face și nici nu v-am arătat mare lucru zilele astea, să vă arăt albumul de la nunta noastră. Am așezat aici în hol pe jos, în dreptul ușii, sper să am lumină, e un pic cam întuneric peste tot. Afară e norat, plouă și doar aici e lumina cât de cât mai bună. Avem aici scris pe copertă povestea nunții noastre și haideți să vă arăt și vouă. Pentru început, numele meu și al soțului, data marelui eveniment și, bineînțeles, noi doi. Albumul ăsta pe mine m-a trimis fix în ziua respectivă, nu știu, domnii care s-au ocupat de album au ales foarte bine pozele și mă emoționează de fiecare dată când îl privesc. Aici este de la pregătirea soțului, când se pregătea. Eu nu am fost prezent acolo, n-am vrut să merg și să îl văd. De la început am zis să lăsăm așa pentru atunci când va veni el la mine. Aici soțul cu fratele, cu socru, maimuțica Sofiuța, soacra și cavalerii lui. Cele două domnișoare ale mele. Din păcate, eu nu mi-aduc aminte să am vreo poză cu ele, cu amândouă. Cel puțin în albumul ăsta nu este niciuna și nici nu cred că va fi, pe dată ce nu s-a pus o poză cu ele două. Cu siguranță eu nu am, din păcate, cu ele. Bunica soțului, aici, soțul cu
socrii, când a ajuns la naș, așa de mult îmi place poza asta, nașii noștri cu nășicii. Mi-am dat seama, fix când am privit poza, că a sortat-o cumva pe sufiuța cu nașa, n-a fost cu intenție deloc, eu n-am știut cum arată rochea nașii, ce culoare și-a ales ea, până în ziua nunții. Și mi-am dat seama, la aproape un an distanță, că am asortat-o așa fără să vreau, dar a stat așa foarte frumos și mi se pare că s-au potrivit toți în poza asta, fără să vrea. Aici eu cu rochea mea, poza asta și asta sunt făcute dimineața după ce am venit de la machiaj. Am avut și eu și soțul pe talpa de la încălțări. Eu am avut Aidu și soțul Mitu. Poza asta este făcută în joia nunții, de asta nu sunt nici aranjată și cam așa arăta rochea mea în mare. Nu mi-a dat în minte atunci să o filmez, să vă arăt, dar vă arăt aici în poză. Și la un an distanță pot să vă zic că încă sunt îndrăgostită de ea, îmi place foarte mult. Soțul când m-a văzut îmbrăcată, aranjată pentru prima dată, atunci când mi-a oferit buchetul, care a fost unul destul de greu, foarte greu, cred că a avut peste un kilogram, am avut trandafiri normali, din acea obișnuiești și trandafiri de grădină și câteva frunzuțe din astea de eucalipt, dar a fost foarte, foarte greu. Aici cu nașii, când mă pregătea nașa, bineînțeles că am și eu cu maimuțica Sophie, cu nășicii care sunt gemeni, cu nașa mea frumoasă, cu mama și sora mea frumoasă. Poza asta a fost ideea mea, la fel și asta cu mama. Și îmi place tare mult asta cu tata. O să caut și cu mama și cred că o să fac un tablou sau o poză așa mai mare, că tare mult îmi place asta, nu știu. Mi se pare că transmite foarte multă emoție. Aici am primit cadou din partea părinților mei un lănțișor din aur care are inimioare. M-ați întrebat voi de el. Aici cu socrii, cu natul, cu nata, sora, cu natul, adică soțul sorii mele. Cei doi băieți au fost cavalerii soțului și verișorii mei. Aici, bineînțeles că și cu edișor. La turtă, când am rupea nașa turta și noi patru. Foarte mult îmi place poza asta, unde suntem toți patru. De la biserică, unde deja eram foarte obosită, nemâncată, rochie extrem de grea, pantofii și ei incumozi, că am avut tocuri de vreo 15 cm, căldură mare, dar a fost foarte frumoasă, foarte frumoasă. După ce am ieșit din biserică, a început să bată așa de tare vântul, însă era în continuare soare, una din preferatele mele. Am pus-o și pe Instagram, îmi place foarte mult și a fost ideea mea. La fel și asta a fost ideea mea. Tare mult îmi plac pozele astea din parc, cu așa de mult verde. Și poza asta a fost ideea mea. Și am încercat și fără buchet, că nu prea reușeam să-l țin așa de sus. Mai a fost foarte greu. La fel și poza asta, ideea mea. Și îmi place foarte mult. Încă o preferată de-a mea, aceasta cu Sofiuța, mi se pare superbă. Mai am aici așa cu ea. Și aici în care suntem toți patru. Poza asta nici nu aveam habar că am făcut-o în parc. Cu familia mea. Și cu toți care au vrut să vină în parc cu noi la poze. Aici cu familia soțului. Bineînțeles și cu nășicii. Și niște poze care au fost făcute seara la restaurant cu Eduard. V-am zis, nu prea am avut foarte multe poze. Sofiuța cu ei coroniță și cu rochia. Și singura dată când îl vedeți pe Eduard îmbrăcat așa în costum, pentru că mai apoi l-am schimbat în ceva comod. Foarte mult îmi place poza asta și îmi pare tare rău că nu este și soțul aici. Soțul deja era în restaurant. De la dans, așa de mult îmi place cum a ieșit poza asta, la fel și asta, foarte
frumoase, foarte frumoase, m-a zis. Pe mine m-a trimit fix atunci la eveniment, îmi transmit emoție, tortul nostru, unde am avut un tortuleț micuț și monoport. I-am zis că ai fiecare invitat fix aceeași cantitate, aceeași porție, așa a fost tortul, micuț de tot. Aici, când m-a dezbelit, dezgătit așa, nu mi-am dat corona jos din cap pentru că a fost foarte bine prinsă. Buchetul a prins și sora mea, dar și sofiuța, nu știu, cumva din sofiuța a sărit în sora mea, cam amândouă l-au prins. Și i-am pus la sora mea foalul în cap și i-am dat buchetul de flori. Am avut un buchet extra și cam astea sunt pozele noastre, povestea nu-ți noastră așa în mare. Nu m-am uitat la filmare, când mă voi uita pe ea, bineînțeles că împărtășesc și cu voi, sunt niște amintiri foarte dragi nouă. Da. Povestea continuă. Mai picuț și aproape gata și ne punem la somn, da? Și-a făcut sufiuța mea un obicei de când am venit aici în România, ca în fiecare seară, înainte să se pună să doarmă, să îmi ceară, nu se mișc chipurile, dar ea vrea doar salamcă, pâinică, nu prea mănâncă, nu prea sunt prietene. Și înainte de somn zice că vrea să mănânce ceva, probabil recuperează zilele acelea în care n-am mâncat aproape de nimic și am mâncat destul de bine la cină. În seara asta le-am făcut niște cartofiori, am mâncat și cât un iaurțel, dar i-am mai avut un semișel. Închiem și noi vlogul acesta și apoi ne punem la somn. S-a făcut, cred că aproape 10:30. Ne-am decalat un pic programul de când am ajuns aici. Ne punem seara foarte târziu la somn. Sofiuța se pune chiar și pe la 11:30, eu sau până pe la 1. Apică bei de acolo din pacă, nu poți, deci ai plină sticla mamei. Și Edișor e cel care se mai pune așa cât de cât la programul lui să doarmă și apoi dimineața ne trezim 9:30, 10:30 chiar ne-am trezit. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul ăsta cât timp a fost în Germania, dar încă suntem așa cu o mică acomodare, încă nu ne-am acomodat, toate că a trecut aproape 2 săptămâni de când am venit aici. A trecut super repede timpul, foarte, foarte repede și mă gândeam să închei clipul acesta și zilele ce urmează să încep un altul, încă nu știm când vom pleca la Craiova, o să vină sora mea să ne ia și așteptăm să ne zică ea când poate, oricum, de săptămâna viitoare, de luni încolo, dar vedem, oricum, zilele ce urmează o să încep un alt vlog, ca să mai filmez ceva, poate reușim și noi să mai facem ceva activitate. Haide, vin noi să ne pupăm prietenii, să le zicem spor la treabă, vă pupăm și ne vedem în vlogul următor, da? Pupici, pa!